Binecuvântat să fie Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Îi spunea la fratele Iosif, măcar că văd tot mai greu și mai greu în Biblia mea și tot încerc să fentez cu ochelarii, cel puțin pentru citire, care spuneam în ultima vreme, cred că trebuie să schimb strategia. Ori folosesc Biblia de la Ambon, ori îmi schimb și mie Biblia, ori îmi pun ochelari. Nu m-am gândit că vine așa de repede și cu urgență. Dar aceasta este viața. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, dar vreau ca ceea ce împărtășesc cu dumneavoastră să fie pentru folosul nostru. Nu vreau să spun lucruri de la mine, nu vreau să spun păreri personale, vreau să mă bazez în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. S-a citit aici un text despre o femeie văduvă care era săracă. Dar am o întrebare pentru noi. Cunoașteți văduve care sunt bogate? Cel puțin printre oamenii de rând, nu vorbesc printre cei care sunt poate mai undeva sus plasați, printre noi, printre oamenii de rând. Ați cunoscut văduve bogate? Știți că în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi poruncește lui Moise în Cartea Legii și știți că văduvele aveau un statut special înaintea lui Dumnezeu. Și orfan și cel care era văduv avea un statut special. Știți că Biblia îl consideră pe bărbat ca un stâlp acasă, ca un preot în casă. Și oricât de bine ar merge o casă, în privința materială mă refer, când acel stâlp nu mai este, se ruinează tot. Și în Israel erau multe văduve care erau săraci. Și măcar că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus, el înaintea lui Dumnezeu avea un statut special. Se pare că văduva aceasta nu beneficia. Și cei care erau îndregătorii și cei care erau puși acolo să vegheze asupra celor sărași, asupra văduvelor, asupra orfanilor, se pare că nu prea își făceau slujba. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre dărnicia creștină. Dacă fratele Nelu s-a dus pe partea spirituală și a spus și n-a spus rău, a spus bine, Dumnezeu a dat totul pentru noi, n-a ținut nimic. L-a dat tot, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Și în privința aceasta, și noi, în privința sufletească, dragii mei, trebuie să dăm tot. Să nu ținem nimic, cămăruțe și cămăruțe pentru noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dă-mi inima ta mie, fiule. Dacă dai inima lui Dumnezeu, ce-ți mai rămâne? Centrul ăla spiritual, când vorbește Dumnezeu de inima omului, să știți că nu se referă neapărat la pompa aceea care pompează sânge. Când vă uitați în vremurile noastre, de multe ori pompa aceea se schimbă de la un om la altul și omul rămâne același, cu pompa altuia. Este un organ biologic care este noi, este o pompă. Nu. Este un centru spiritual al omului în interiorul lui. Și despre aceasta spune Dumnezeu, dă-mi-l mie și dacă mi-l dai mie și eu domnesc în viața ta, atunci lucrurile ți s-au rezolvat toate lucrurile. Dar am o întrebare pentru noi în această dimineață. Este importantă dărnicia creștină, dărnicia aceasta
care a practicat-o și văduva aceea săracă și bogații. Este importantă pentru noi în viacul 21 sau nu mai este importantă? De unde izvorăște această dărnicie, această dorință ca să dai? Sau lipsa acestei dărnicii, de ce există în inima omului? Am găsit și pentru că ne privește pe noi în viacul 21, care noi vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care în vremurile acestea a fost revărsat în inimile noastre, cum cei din vechime nu l-au avut, cum l-avem noi și l-au nu l-au beneficiat, cum beneficiem noi, am găsit în Galateni, în capitolul 5, cu versetul 22, că din roada Duhului Sfânt, care acolo sunt enumerate 9 roade, cel puțin două dintre ele, izvoraște dărnicia creștină. Și dacă nu le ai, riști ca să nu ai această dorință să faci bine, să fii milos, să dai, să faci milostenie. Aș vrea să vă spun ceva. În ultima vreme m-am tot gândit și m-am uitat la oamenii din jur. Uitați-vă la oamenii și dumneavoastră din jurul nostru. Și oamenii încearcă de multe ori, vorbesc la nivelul creștin, încearcă să-L impresioneze pe Dumnezeu sau încearcă oamenii cumva să-L miște pe Dumnezeu, să-L facă pe Dumnezeu să acționeze asupra lor în mod pozitiv. Uitați-vă bine. Se întâmplă de multe ori în viața noastră că facem acțiuni de tot fel. Și spunem în mintea noastră, nu spunem nici soției, nici soția nu spune soțului, spunem în mintea noastră, cu siguranță că purtarea asta, atitudinea mea, gestul meu, Dumnezeu l-a văzut și l-a mișcat pe Dumnezeu de pe scaunul lui de domnie. Nu vi se întâmplă să aveți o anumită gândire? Cu siguranță că de multe ori facem tot felul de fapte bune, spunem noi, și ne gândim și spunem, sigur, Dumnezeu a ținut cont și a văzut fapta mea. Și o contabilizează acolo undeva și într-o zi mă voi întâlni cu răsplătirile lui Dumnezeu. Dar în toată cercetarea aceasta mea, am văzut că de multe ori, Dumnezeu nu este impresionat de lucrurile pe care le numim noi mari. Nu este deloc impresionat. Și chiar de multe ori găsim în Scriptură oameni care au crezut că îl impresionează pe Dumnezeu și, contrar, l-a mâniat pe Dumnezeu. Și găsim în această dimineață o femeie care era văduvă, nu spune dacă avea copii, nu spune de cât timp era văduvă, nu spune dacă era tânără, nu spune dacă era vârstă, ceea ce spune că era văduvă și era sărac. Și femeia aceasta a venit la casa lui Dumnezeu, a venit la templu. Și a venit, dar n-a venit să-L impresioneze pe Dumnezeu. A venit și și-a adus aportul ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus cu ucenicii stătea undeva aproape de visterie. Permiteți-mi măcar de timpul fugerea pe de, dar permiteți-mi să vă spun câteva gânduri despre visteria aceasta. Spune aici cineva că așa era făcut în așa fel, de ce puneai acolo să audă. Și cei care erau acolo de multe ori putea să deducă după sunetul care era acolo, ce ai pus și cât ai pus. Și într-o paranteză să vă spun ceva ce am aflat, fără ca să știu că am textul acesta în această dimineață, în luna trecută ce am aflat despre această visterie, în vremea de Domnului Iisus și după vremea Domnului Iisus până în anii 70. Și femeia aceasta, din punct de vedere a gândirii oamenilor, avea toate motivele să spună, banii mei care pun acolo 2 bani, 2 cenți, nu valorează și nu schimbă cu nimic în visteria aceasta. Să spune că toți cei care veneau la templu, mai ales vizitatorii care veneau de departe și veneau mulți, trebuia să plătească la templu o dare. Și darea lor trebuia să fie un ban care cântărea cel puțin 7 grame de argint. Și era mult.
Pentru că aș vrea să vă spun ceea ce v-am mai spus altă dată, în timpul sărbătorilor și a praznicului, veneau de 10 ori, erau mai mult în jurul Ierusalimului vizitatori decât erau de obicei. De obicei trăiau 30.000 de oameni în incinta zidurilor. Dar când erau sărbători și erau praznic, dacă vă aduceți aminte, femeia de la fântână îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, unde trebuie să ne închinăm? Pentru că voi, iudei, spuneți că la templu, dar când te duceai la templu să te închini, trebuia să și plătești acolo în misterie. Și Domnul Iisus Hristos o plătit. Și Petru o plătit. Și veneau oamenii aceștia, deci în jurul sărbătorilor, în jur la 300.000 de oameni. Și se strângea foarte mulți bani. Și misteria era plină. Era plină misteria. Era așa de plină misteria, încât prin anul 66, Titus, împăratul de la Ierusalim, din Iudeia, a fost tentat să-și bage mâna în misterie, că era o cantitate foarte mare de argint și de aur acolo, ca să își finanțeze niște proiecte de ale lui, ca să-l impresioneze pe Cezar la Roma. Și de fapt, de acolo a început problema și în anii 70, după aceea, au vrut să-și bage mâna în toți banii să ia ca să finanțeze, ca să-l impresioneze. Și atunci s-au răsculat evreii, pentru că erau foarte mulți bani și foarte multă avuție. Era un tezaur care până în zilele noastre se mai caută. Și unii dintre istorici spune că de fapt Coloseul de la Roma este construit o parte din banii de acolo. Și Titus acesta are și un arș de triumf la Roma și pe arșul acela este gravat victoria lui împotriva Ierusalimului din anii 70. Și femeia aceasta care avea doi bani, avea tot interesul să spună un interes care de multe ori pe noi, pe creștini, de multe ori ne paște mintea noastră și de aceea îl spun ca Dumnezeu acest interes să-l spulbere și să-l arunci. Avea tot interesul să spună banii mei nu face nicio diferență. Dar femeia aceasta n-a spus lucrul acesta. Și știți de ce? Femeia aceasta știa un lucru. Ea înaintea lui Dumnezeu are o datorie de plătit. Și chiar dacă sunt ultimii bani care mai are de dat, spune cuvântul lui Dumnezeu că doi bani care nu fac, care fac cât un gologan. Știți ce este gologan? Gologanul se este o poreclă la un, cred că la o dragmă grecească, care spunea că n-are nicio valoare veche. Ca și cum ai spune, o venit cineva, fratele Mircea, și a pus acolo doi sunoare. Cenția aceea care i-a ieșit tot din circulație, pentru că costa mai mult fabricarea lor decât valoarea lor. Ei, și femeia aceasta, așa spune că a spus doi bani, putea să-și cumpere o mâncare, două vrăbiuțe, putea să-și cumpere. Să mai mânce o ultima dată. Dar femeia aceasta știa un lucru. Ea are o datorie înaintea lui Dumnezeu și știa că dacă își plătește această datorie, chiar dacă sunt ultimii bani și ar putea să-și ia o două vrăbiuțe să mănânce din ele, știa că Dumnezeu îi poartă de grijă. Aici vreau să ajung. Pentru că creștinii și noi de multe ori în vremurile noastre așa ne-am zgârcit și așa vrem să păstrăm pentru noi. Dar vreau să vă spun ceva. Și n-am vorbit cu niciunul din adunare, nici cu fratele Iosif. Întrebați-i pe cei pe care de multe ori îi vedem în rândul creștinilor, creștini autentici, creștini printre noi, întrebați-i pe cei pe care de multe ori îi vedeți că propășești și au geaburi bune și au business-uri bune. Întrebați-i dacă și-au plătit la casa lui Dumnezeu datoria. Nu vreau să vorbesc în dreptul lor, dar vrea să vă spun un fiul care personal în trept și-au plătit. Și de ce? Pentru că Dumnezeu ți-o înlocuiește și Dumnezeu îți dă mai mult. Și aș vrea să vă aduc dovezi biblice. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea împăraților, în 1 Împărați, capitolul 17, că Dumnezeu îl trimite pe omul lui Dumnezeu, pe Ilie, la o vădă, în Sarepta, la un sat sau o localitate. Aș vrea să vă spun ceva. În Sarepta erau mai multe văduve, nu numai una. Dar s-ar putea printre aceste văduve să fi fost una care nu era ce să mănânce. Și foarte interesant, după logica noastră, Dumnezeu îl trimite pe Ilie exact la aceeași văd. La văduva aceea, care avea și-o împrun. Se duce Ilie după cuvântul lui Dumnezeu la acea văduvă și spune, auzi, tu te-a domnul ce
diavol, îi spune Ilie. Și pe când mergea femeia aceasta, îi spune, auzi, fă-mi șotul. Știți ce spune văduva aceasta? Viu este Domnul. Este o expresie aceasta. Prin care vrea să spună, spun ce spune, spun înaintea lui Dumnezeu, spun adevărul, crede-l. Viu este Domnul. Că tot ce mai am, am un pumn de făin. Și într-un uncior niște unde lemn. Cu alte cuvinte care l-am păstrat pentru mine și pentru ficiorul meu. Și vom mânca ultima dată și apoi vom muri. Era vremea în care Dumnezeu nu mai dădea ploaie pe pământ, pentru că Ilie s-a rugat să nu dea ploaie pe pământ. Și uitați-vă ce spune Ilie, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Femeia aceasta se duce și face lui Ilie tot. O zis, fă mai întâi mie. Și apoi, fă-ți ție și la fiut. Și i-a făcut femeia aceasta din puținul ei. I-a făcut o turtă, i-a adus la Ilie și Ilie a mâncat. Și Ilie spune așa, viu este Domnul. Că făina din oală și uleiul din nocior nu se vor termina până când Dumnezeu va da ploaie pe pământ. Și pământul își va da totul. Am vrea să vă spun ceva. Când Dumnezeu vorbește, să știți că se împlinește. Când îți deschide inima înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți împlinește, Dumnezeu îți dă mai mult decât crezi dumneata. Femeia aceasta, văduva aceasta sărac, a venit înaintea lui Dumnezeu sincer, asta nu a avut nici scopul. Unul din lucrurile care vreau să-l amintesc aici, să evităm. Scopurile cu care dăm în casa lui Dumnezeu. Dar vreau să fac o mică paranteză. Aș vrea să vă spun că ceea ce dăm la casa lui Dumnezeu, dragii mei, știți pentru cine e asta? Noi dăm în numele Domnului. Dăm în numele Domnului. Dar întrebați-vă fratele Vasile, să mai iartă. Câte cecuri i-au făcut și le-au trimis la cer? Întrebați. O trimis vreun? Noi dăm în numele Domnului, dar până la urmă tot pentru noi este. Dar prin aceasta Dumnezeu ne prelucrează inimile noastre ca să știm, ca să simțim unii cu alții. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie, dragii mei. Personal, Dumnezeu nu are nevoie nici de venitul dumitale. Dumnezeu tot ce are nevoie, știți de ce? De inima dumitale. Dar dacă îți dai inima în întregime lui Dumnezeu și așa cum se spune aici, nu păstrezi nimic pentru tine, atunci când e vorba să dai, și așa cum spune în cartea Galatenilor, facerea de bine, nu eziți. Când n-ai inima dată cu totul lui Dumnezeu, atunci eziți. Și atunci când se adună la casa lui Dumnezeu, când se împrăiește la casa lui Dumnezeu, ai tot felul de motive. Ai tot felul de motive și poate spui ce ar fi putut să spună văduva aceea săracă, măi, dar visteria e plină. Ce mai schimbă banii mei? Ce mai schimbă 2 cenți, 2 bani? Ce nu schimbă cu nimic? Nu. Femeia aceasta, știți de ce? Femeia aceasta era sinceră înaintea lui Dumnezeu. Și-o spus, eu dau lui Dumnezeu partea mea și nu numai partea mea, eu dau tot. Atât am și atât dau. Și s-o dus femeia aceasta, aș vrea să vă spun, s-o dus acasă plămândă de la tine. Dar vreau să vă spun cu toată certitudinea de când, măcar că Biblia nu spune, vreau să cred că Dumnezeu i-a purtat de grijă. Și femeia aceea și văduva aceea nu muri de foame niciodată. Dar s-ar putea că dacă nu vrea să dea bani la templu sau nu vrea ca să contribuie, s-ar putea să fie murită de foame. Că a fost destul de care a murit de foame. Cuvântul lui Dumnezeu îl vedem în cartea Omul Împărat. Că femeia aceea care i-a dat lui Ilie, de fapt, prin aceasta i-a dat lui Dumnezeu, femeia aceea a fost binecuvântată de Dumnezeu. Dar vedem oameni care au venit la adunare și vedem în Faptele Apostolului, capitolul 5, Panania și Safina, care au venit cu scopuri care nu sunt scopuri după voia lui Dumnezeu. A venit cu două scopuri oamenii aceștia. A venit cu două scopuri. A venit ca să aibă trecere înaintea oamenilor. Dar aș vrea să vă spun ceva, dragi mei. Între noi n-aș vrea să fie decât Hristos și El răstignit. Nu noi oamenii. N-aș vrea să am nicio trecere înaintea dumneavoastră. Aș vrea să am trecere înaintea lui Dumnezeu.
Oamenii aceștia au venit. Și-au vândut moșia și au venit și au dus la picioarele apostolilor niște bani. Dar inima lor au dus mult mai mult decât doi bani. Câteodată femeia aceasta, văd, a dus bani mulți. Și în vremurile noastre prea puțin ar fi creștinii care și-ar vinde moșia, și-ar vinde casa, și-ar vinde averile, să aducă să dea lui Dumnezeu. Poate nici n-am auzit despre ei. Poate mai este câte unul încoace și încolo. Dar oamenii aceștia au rămas cu paginile Sfintelor Scripturi, de care să luăm aminte, să nu facem ca și ei. Pentru că oamenii aceștia au văzut că altcineva au făcut cum au făcut ei și au avut trecere și au căpătat trecere înaintea poporului și a ucenicilor și a fraților. Și ei căutau să aibă trecere. Oarecum să aibă și ei o fațadă. Și au venit cu două scopuri. Unu, să-L impresioneze pe Dumnezeu și Dumnezeu prin asta să pună pe inima fraților să-i aprecieze pe ei. Dar aș vrea să vă spun ceva. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să fii cu inima sinceră. Înaintea lui Dumnezeu aș vrea să vă spun, dragii mei, indiferent de suma care o dai adunării, pentru că noi ne administrăm singuri aici. Nu primim niciun cent de la nimeni. Noi ne administrăm singuri. Și avem nevoie de bunurile noastre, avem nevoie de veniturile noastre, avem nevoie de întreținerea bisericii și ne administrăm singuri. Nu primim de la nimeni nimic. Și noi trebuie să fim conștienți că trebuie să dăm la casa lui Dumnezeu. Dacă cineva până aici n-a fost conștient de aceasta, eu aș vrea să-i spun să fie conștient că noi trebuie să aducem la casa lui Dumnezeu partea noastră. Pentru că dacă nu într-o zi, poate de multe ori ținem pentru noi, poate de multe ori spunem, dar nu mi-ajunge la cutare, nu mi-ajunge la cutare. Și foarte interesant că de multe ori lucrurile noastre personale trece înaintea lui Dumnezeu, lucrurilor lui Dumnezeu. Și tăiem de acolo de unde nu trebuie și ținem acolo unde ar trebui să tăiem. Era acea întâmplare, nu știu cât a fost, dar este de adevărată, dar este ca o morală, este bună pentru noi. Când acea mamă și-a trimis copilul să aducă la adunare cu acei doi bani, cu 2 lei. Tot de 1 euro scumpăr bomboane și 1 leu îi dai lui Dumnezeu. Și cum se juca cu ei, au căzut în canalul unul dintre lei și au zis leu Domnului Sotus. Foarte interesant. Oare era ștansat că ea lui Dumnezeu ăla? Dar aceasta este o morală pentru noi. Să fim atenți. Atunci când ne pierdem geabul, atunci când pierdem niște valori, totdeauna noi punem pe seama bisericii. Am să tai la biserică. Am să tai de la biserică. Avem această frică noi, că Dumnezeu nu ne-a purtat de grijă. Aș vrea să vă spun, să vă readuc aminte, dragii mei. Văduva aceasta a dat tot ce a avut. Poate am spune și știți cum, omul e foarte înțelept în felul lumii. Înțelept. Am spune noi sau am spune mintea asta logică, voi o dat că așa și n-avea nimic. Voi o dat doi bani, pentru că ei mai avea așa și nu făcea nimic. Păi tot sărac era și cu ei și fără ei. Nu. Să știți că banii aceia care i-o dat, știți ce-a făcut diferența? Atitudinea ei. Atitudinea ei. Femeia aceea, dacă avea bani mulți, dădea mulți bani. Și era gata să dea tot cât avea. Știți de ce? Înaintea lui Dumnezeu știți ce contează? Atitudinea cu care via ei. M-am întrebat de multe ori și v-am spus mai înainte, la începutul predicii, cum ai putea să pe Dumnezeu să-L miști? Cum ai putea să-L faci pe Dumnezeu să-și aducă de la minte de tine? Oare prin felul nostru de a da din coace și dincolo? Să știți că era un om în Scriptură și vorbește despre el, cred că în Faptele Apostolului, în capitolul 10, știți despre cine vreau să vă spun. Știți că de multe ori dărnicia noastră, bunătatea inimii noastre, știți că îl caută pe Dumnezeu și îl mișcă pe Dumnezeu? Era un om, un sutaș, ăsta nici nu era evreu. Era din armată, cine știe ce era, capitan sau ce era. Avea 100 de oameni, nu că de-aia zicea sutaș. Era 100 de oameni sub controlul lui. Și omul ăsta era roman, nu? Sau poate român. Cine știe? Dar omul ăsta spune cuvântul lui Dumnezeu și puteți să vedem în
În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, da. Spune că ăsta făcea multă milostenie. Dădea mult. Ajuta pe oameni. Era temător de Dumnezeu. Și credeți că toate aceste lucruri, toate aceste fapte, credeți că pe Dumnezeu nu l-a mișcat? Credeți că Dumnezeu nu le-a văzut? Pentru că de multe ori atunci când vine și punem acolo, noi poate ne gândim, a, pe șase-i pun sau nu-i pun șase, nu vede nimeni. Tot însă contabilizată. Domnul Iisus Hristos i-a contabilizat banii văduve. Erau puțini. Dar să știți că i-a tot contabilizat banii și a celorlalți mulți. Și știți care era diferența între cei doi? Între cei care au dat mult și între cea care au dat puțin. Știți care era diferența? Dumnezeu în cazul acesta. Luați-l cazul acesta. Dumnezeu nu s-a uitat la suma sau la valoarea cât a fost pusă, s-a uitat la suma sau la valoarea cât a rămas. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acești oameni care au dat din prisosul inimii, au dat din surplus. Ești aveau surplus. Prisos este un surplus. La bugetul tău ți-ai făcut bugetul și ai avut 300.000 pe anul ăsta reveniu și ai rămas cu un surplus de 100.000. Ești aș permita să de $1,000, nu? O dat din surplusul lor. Dar zice femeia aceasta, o dat totul. Dar Dumnezeu s-a uitat din cât o dat ei, cât o mai rămas. Și s-a uitat la văduva aceasta cât o dat ea, dar cât o mai rămas. Și la ea nu mai rămas nimic. Și noi ca și oameni, mă repet, de multe ori spune, da, dar oricum tot săracă era. Ar vrea să vă spun ceva. N-avea niciun interes să îmbogățească. Știți de ce? Pentru că era bogat în Dumnezeu. Dânsa în Dumnezeu. Aia era bogăția ei. Și singura ei nădejde era Dumnezeu. Și ar vrea să vă spun despre Corneliu ăsta care l-a mișcat pe Dumnezeu până acolo că Dumnezeu în timp ce se ruga i-a trimis să mânce. Milostenile lui i-a spus, Cornele, milostenile tale, dacă citim capitolul 10, versetul 4. Haideți să începem cu versetul 3. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit în provedenie pe un înger al Domnului că a intrat la el și i-a zis, Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de el. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeu să-și aducă aminte de toate milostenile noastre. Amin. Dumnezeu să-și aducă aminte de ea doi bănuți care ai pus la colect. Și nu te-ai uitat că visteria e plină. Și nu te-ai uitat că visteria goală. Indiferent că e plină sau goală, tu ai relația ta cu Dumnezeu și tu știi că lui Dumnezeu trebuie să-i dai partea lui Dumnezeu. Și indiferent dacă ți-ai pierdut geabul sau dacă ai un geab mai mult, aș vrea să vă spun și să vă încurajez, dragii mei, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și cezarul ce este al cezarului. Și îl puneți pe Dumnezeu la încercare și în direcția aceasta. Și veți vedea cum Dumnezeu va deschide cerul și va trimite binecuvântările lui. Tare mult să sfârma Petru și i-a pus întrebarea Domnului Iisus și o zis, Doamne, noi am lăsat totul pentru tine. Bă, ăsta era pescar. Dacă aș întreba pe aici care... Dacă aș întreba în adunare pe cineva, cine ar vrea să fie pescar? Bă, niciunul nu. N-am vrea să fim pescar, doar pasionați, amatori din ăștia. Dar să trăiești din pește, niciunul. Nu-i la mod. Ei, Petru, săracul, avea meseria asta. Și din asta trăia. Dar au lăsat-o și pe asta. Din ce trăia Petru, eu nu știu din ce trăia. Dar Domnul Iisus Hristos i-a promis un lucru la Petru și o spune, Petru, lasă-le acolo. Lasă unghița și plasa, lasă-o acolo. Și hai după mine și te fac pescar de oameni. Dar să știți că Petru nu a uitat. Nu a uitat că și-a lăsat acolo. Nu că nu a uitat ce i-a promis Domnul Iisus. Nu a uitat ce-a lăsat. Și la un moment dat, când a venit tânărul bogat și nu a vrut să-și vândă, cum i-a sugerat Domnul Iisus, să dea săracilor, Domnul Petru a venit la Domnul Iisus și a zis, Doamne, noi am lăsat tot. Sau am dat tot. Și Domnul Iisus îi face acea frumoasă promisiune. Petru, stai liniștit să nu te speri. Că oricine va lăsa aici holde, pământuri, averi, mamă, tată, frat, surori, oricine va lăsa pentru mine, va primi în viacul acesta dublu.
Domnul a zis. Cum? Un sutit? Ați calculat să vă imaginați că dacă dai $100 la biserică, cât este însutit? Ați avea credință să crezi că Dumnezeu ar putea să dea pentru suta aia de dolari 10.000 de dolari? Cam greu ne decide. Dar vreau să vă spun, promisiunea lui Dumnezeu rămâne și astăzi în picioare. Și cei care înțeleg sunt binecuvântați de Dumnezeu. Și cei care nu vor să o înțeleagă, au pe toate și numără mărunțișul. Și după 2 ani, și după 5 ani, și după 10 ani în Canada, atunci numără mărunțișul. Pentru că nu înțeles că trebuie să dea lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu. Și ceea ce era lui Dumnezeu, vă sta tot pentru ei. Și-o rămas cu aia. Poate am fost puțin dur, dar este o realitate. Este o realitate. Dar mai spune Dumnezeu, Domnul Iisus, mai spune lui Petru ceva. Asta pune, e ca, nu vreau să zic ca cireașa pe un tort, dar asta face coroana tuturor frumuseților lui Dumnezeu. Și peste toate astea, viața veșnică. Spuneam, vorbeam cu fratele Nicu ieri și mă bucur de dumnealui, de familia lui. Spunea și spunea că îi spunea unui prieten de-a lui, auzi, mântuirea lui Dumnezeu încearcă să o înțelegi că o afacere. Că o afacere. Personal. Să ți se dea tot ceea ce sufletul tău ar vrea și ar avea nevoie. Tot pe gratis. Cine n-ar accepta? Păi toți am fi pregătit să semnăm repede contractul. Unde e asta? Știți unde este? Aici. Aici. Ni se dă totul pe gratis, s-o plătit pentru noi. Dragii mei, mă limitez la aceste cuvinte, n-ar vrea să mai forțez puțin răbdarea dumneavoastră, dar gândul meu în această dimineață, dacă această văduvă o da doi bănuți, Domnul Iisus Hristos nu s-a uitat la suma care o dat, s-a uitat la suma ce a rămas. Și nu a rămas nimic. Și s-a mai uitat la ceva Domnul Iisus Hristos. S-a uitat la inima de unde o venit. Inima de unde vine. Vreau să încurajez și pe cei care au să dea mai mult. Aș vrea să vă spun ceva. Dacă dați cu dorința într-adevăr ca să îl împrumutați pe Dumnezeu și mulțumirile oamenilor de aici de pe pământ, nici să nu le așteptăm niciodată. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu vă dă înapoi. Nu vă... Și știți lucrul acesta. Mi-aduc aminte de o întâmplare și apoi vreau să închei. Aici la noi, în adunare, cu ani în urmă, cineva a venit un frate și fratele Vasile sigur nu mai ține minte, că poate o întâlni mai multe cazuri. A venit cineva și a spus, vreau chitanță pentru suma care am dat-o la adunare. Și acum ne-am obișnuit toți cu chitanță să fie la impozit. Dar era așa de stăruitor ca și cum vrea atunci chitanță, deși ea are o vreme a ei când se dă. Și eram acolo și am auzit toată această discuție și cum nu am putut, la un moment dat nu am putut abține și mai spun și eu câteodată la adevăr. Și am întrebat, frate, acum vrei să dai sau vrei să primești? Vrei să dai sau vrei să primești? Dacă ți s-a dat într-o zi chitanță, o să o pui. Dacă nu ți s-a dat, ce schimbă? Ce schimbă, frate? Nu schimbă nimic. Știți ce este important pentru Dumnezeu? Nu chitanța care ni se dă. Este important inima noastră în ce măsură este dat lui Dumnezeu. Și ar vrea să vă spun că dacă ne-am dat totul lui Dumnezeu, cum spunea fratele meu, ca femeia aceasta, simbolic, o dat tot ce a avut, ne-am dat totul lui Dumnezeu. Tot ce este al nostru. Știți a cui este? A cui? Este al lui Dumnezeu. Este al lui Dumnezeu. Avram era un împărat, aduceți-vă aminte. Biblia nu spune că împărat. Dar Avram era un împărat în ținutul lui. Era un împărat. Și Avram era pregătit să dea totul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a văzut la Avram. Și de ce era legat inima mai tare lui Avram? Nu de avuțiile lui. Și de ce? De ceea ce i-a cerut. De Isaac. Mai tare de Isaac decât boi și rob și roabă. De-aia era legat inima. Dar Avram a dovedit-o că și pe Isaac era gata să-l dea lui Dumnezeu.
Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună și oricând să fim gata să dăm lui Dumnezeu, nu din prisos, tot ce avem. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și ca de fiecare dată, când încheiem părtășia în casa de rugăciune, aș vrea să vă chem să aducem înaintea Domnului rugăciunea mulțumirii noastre pentru toate binecuvântările pe care Domnul le-a rânduit de-a lungul zilei. De fapt, cel puțin în prima parte a zilei, Domnul ne-a binecuvântat și eu cred că o va face și după noastră. Aș vrea să ne credințăm soarta, sau mai bine zis, viața în mâna Domnului, să rugăm să ne poarte de grijă și nouă și copiilor noștri. Amin.